Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot pentru ziua de luni 28 decembrie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi. Pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. În dragoste a ieșit o carte foarte frumoasă, Regele de Inimi. Atât cei singuri, cât și cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație de lungă durată, o să aveți o zi foarte frumoasă din punct de vedere sentimental. Foarte multă împlinire, foarte mult echilibru, pace și armonie în planul sentimental pentru această zi de luni. Regele de inimi este energia cea mai matură din suita de inimi, prin urmare vor fi îndeoseb foarte bine aspectate relațiile cu longevitate, cei care sunteți căsătoriți de mulți ani, astăzi o să aveți o zi foarte frumoasă alături de partenerul sau partenera voastră. Pentru cei tineri sau chiar și cei singuri, este foarte important în această zi să demonstrați maturitate emoțională. Mai ales pentru cei singuri, aici apare posibilitatea de a întâlni o persoană foarte matură din punct de vedere emoțional și prin urmare este important ca și voi să demonstrați aceleași calități dacă vreți să începeți o relație serioasă cu această persoană. Aceasta nu este genul de energie care apreciază jocurile, testele, micile împunsături, micile imaturități care mai apar în relații, mai ales în prima parte a vieții, în tinerețe, adolescență. Aceasta este o energie foarte serioasă, cu intenții foarte clare. Această persoană, fie că sunteți voi sau persoana pe care o să o întâlniți în această zi, este o persoană serioasă, prin urmare e important să o tratați ca atare. Dacă nu puteți să demonstrați același nivel de maturitate emoțională, nu o să iasă nimic din această relație. Potențialul este aici, e o carte foarte bună, dar trebuie ca cei doi parteneri să fie la același nivel. Dacă unul este foarte matur și are intenții serioase, unul este foarte imatur și vrea doar jocuri, vrea doar relații neserioase, vrea doar o aventură de moment, lucrurile nu o să iasă bine aici. Pentru cei care aveți probleme în relația voastră sau suferiți din dragoste, astăzi este o zi foarte bună în care să găsiți o persoană matură, echilibrată, care să vă dea un sfat bun, să vă ajute să luați o decizie pe viitor pentru relația voastră. În sănătate avem aici 9 de inimi. Iarăși o energie foarte frumoasă, o energie foarte bună, o parte dintre voi s-ar putea să aflați aici niște vești foarte bune pe partea de sănătate, fie primiți rezultatele de la niște analize sau primiți răspuns de la un medic și răspunsul este foarte favorabil, este foarte pozitiv pentru starea voastră de sănătate. Bucurați-vă de această zi, bucurați-vă de această energie, ați lucrat foarte mult ca să ajungeți aici, ați depus foarte mult efort și tot meritul este al vostru. Nouăle de inimi este o energie foarte făloasă, da? E ca o persoană care vrea să-și afișeze trofeele ca să vadă toată lumea cât de bine îi merge și astăzi starea voastră de sănătate este acest trofeu pe care l-ați câștigat din greu. Bravo vouă, felicitări! Și acum să ne uităm aici pe bani, carieră, situație financiară. Ei, în acest aspect lucrurile nu stau chiar atât de roz. Pe partea aceasta avem turnul. Schimbări neașteptate, vine imprevizibilul. E posibil o parte dintre voi să aveți astăzi niște cheltuieli neașteptate, niște cheltuieli neprevăzute. E posibil să fie chiar niște cheltuieli destul de majore. Mare atenție aici pentru că o să vă creeze temporar o anumită instabilitate financiară, dar este o lecție aici de învățat. Lecția este pe viitor să nu vă mai lăsați cu rezervele atât de mici. Pentru că nu știi niciodată ce îți rezervă viața și e bine tot timpul să fii pregătit. Să ai niște bani puși acolo deoparte pentru zile negre, pentru neprevăzut, pentru orice situație ar putea să vă iasă în cale. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca acest turn să se refere pur și simplu la niște taxe, la niște comisioane bancare de care ați uitat complet și acum pentru că vine finalul anului e momentul să le plătiți și o să vi se retragă acești bani de pe card sau o să fie blocată o sumă de bani pe care voi probabil vă bazați pentru alte lucruri. Mare atenție pentru cei care faceți cumpărături online, să vă asigurați că
nu vă băgați cardul pe site-uri care nu sunt securizate, pentru că aici turnul vine cu foarte mare risc de atacuri cibernetice. Orice va aduce turnul este o lecție karmică pe care trebuie să o învățați, astfel încât în viitor, plecând de aici înainte, să fiți mai chipzuiți, mai calculați, mai pregătiți pe starea aceasta financiară și de afaceri. Nu investiți în afaceri neobișnuite, netestate, care nu au un plan de afaceri bine pus la punct. Aveți foarte mare grijă ce semnați astăzi, aveți foarte mare grijă cu toate aspectele financiare în general. Inclusiv unde vă țineți portofelul, să nu vi se fure din buzunar și așa mai departe. Da, mare, mare grijă aici. Și înainte să finalizăm această etalare, o să vă scot și un card de înțelepciune din aceste carduri de Louise Hay. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această etalare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, să dați un like acestui video. Hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Am forța de a face schimbări. Este atât de comod să joci rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să îmi asum o oarecare responsabilitate. Da? O carte foarte frumoasă, un mesaj foarte frumos, care merge mână în mână atât pe partea de dragoste, asumați-vă acțiunile, faptele și vorbele voastre și dacă vreți ceva serios, trebuie și voi să demonstrați seriozitate. Merge atât pe partea de sănătate, unde v-ați demonstrat singur că atunci când vă luați în propriile mâini destinul, sănătatea și aveți grijă de voi, puteți să faceți schimbări miraculoase în sănătatea voastră, și merge și pe partea aceasta financiară, unde trebuie să fiți mult mai responsabili, mult mai atenți la felul în care vă împărțiți bugetul, la felul în care cheltuiți banii, unde cheltuiți banii, cum cheltuiți banii, cum investiți banii, cum puneți deoparte, cât puneți deoparte și cât de pregătiți sunteți pentru orice poate să vă aducă ziua de mâine, pozitiv sau negativ. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!